All attendees are in listen-only mode. Bună seara și bine v-am găsit la un nou webinar X-Trade Brokers. Numele meu este Alexandra Ikim și o să fiu în sala aceasta gazda webinarului. Întâi și întâi aș vrea să vă întreb dacă totul se aude așa cum trebuie, dacă nu există probleme. Aveți la dispoziție o fereastră de chat pe care puteți să-mi scrieți în cazul în care există, să spunem, defecțiuni tehnice pe parcursul webinarului și o să încercăm să le remediem. O să stăm în seara aceasta împreună cam o oră. O să încercăm să vorbim despre analiza fundamentală a piețelor financiare, mai exact bazele analizei fundamentale și cei mai importanți indicatori macroeconomici. O să încercăm să structurăm webinarul, să spunem, în două părți. Pentru început, aș propune ca în jur de 45-50 de minute să vorbim despre această temă, ca mai apoi la sfârșit să rezervăm 10 minute întrebărilor dumneavoastră, asta în cazul în care există, să încercăm să le rămurim. Sper că totul e ok și să putem să trecem la treabă. După cum vă spuneam, vorbim despre analiză fundamentală. Poate unii dintre dumneavoastră știu că în momentul în care, ca investitor sau ca trader, vreau să tranzacționez un anumit instrument, de exemplu, eu știu, perechi valutare, mărfuri, acțiuni, indiferent de ce mi-aleg, trebuie să știu să-i fac o previziune, să-l analizez, să văd în ce direcție ar putea să meargă cursul, da, prețul pe care îl văd afișat fie pe platforma de tranzacționare, fie, eu știu, pe alte platforme de informații economice. Există două modalități de a face acest lucru. Una dintre ele este analiza tehnică. Nu o să intrăm foarte mult în detaliu. Analiza tehnică ce înseamnă? Mă uit pur și simplu la ce s-a întâmplat în trecut, la istoricul prețului. Văd mișcările de piață, văd creșterile, văd scăderile, văd zonele importante de preț în care, să spunem, investitorii au avut mai multă forță și din care ori prețul pe care prețul nu a reușit să le depășească, așa asta ar fi, să spunem, zonele de rezistență sau acele zone sparte, care iarăși indică forța cumpărătorilor, dacă vreți, în momentul în care acționez pe piețele astea financiare. Analiza tehnică se bazează mai mult pe date statistice, da? Strâng, eu știu, pe parcursul unei săptămâni, a unei luni, mai multe informații cu privire la evoluția cursului unui instrument și văd cam care este trendul, care este direcția. Și s-ar putea, să spunem, nu 100% din cazuri, dar 60-70% din cazuri, prețul să facă același lucru după o perioadă mai mică de timp. Pe de altă parte, vorbim despre analiza fundamentală. La ce ne ajută analiza fundamentală? În primul și în primul rând, ne creează contextul de tranzacționare. După cum probabil ați mai auzit, aceste piețe financiare sunt influențate de foarte mulți factori din domeniul economic, din domeniul politic, declarații ale diverșilor guvernatori de bănci centrale, ale președinților statelor cele mai influente din lume, ale economiilor cele mai mari, iar modul în care traderii, da, investitorii percep aceste lucruri diferă, da? Și este până la urmă vorba și de sentimentul piețelor aici. Analiza fundamentală se bazează foarte mult pe indicatori. Acești indicatori, că tot am pomenit de ei, sunt tot la fel, înglobează date statistice. Eu știu, strânse pe parcursul câtorva ani, date statistice care fac referire la mai multe sectoare ale economiei. Cele mai importante sectoare, să spunem că sunt piața muncii, da? Piața de capital, iarăși avem, trebuie să punem foarte mult accentul pe ce se întâmplă pe partea de politică monetară și așa mai departe. Toate sectoarele astea nu sunt separate într-o economie, ele
relaționează una cu, unul cu celălalt și astfel se creează întreaga perspectivă economică. Nu pot să spun că mă uit doar la datele din sectorul muncii sau sectorul imobiliar și pot să fac o imagine de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă în economia respectivă. Asta ar fi oarecât eronat, interpretat în mod eronat. Trebuie aceste date luate, puse la un loc și prezentate așa cum sunt. Și tocmai asta fac acești indicatori macroeconomici. Sunt calculați de diverse instituții, cum ar fi Institutul Național de Statistică în cazul României, eu știu de băncile centrale, de Banca Centrală, de BNR, de Banca Centrală a Uniunii Europene și puse la dispoziția celor care vor să aibă acces la el și să se informeze mult mai mult. După cum vă spuneam, cam cele mai importante date macroeconomice dintr-o economie se referă în primul rând la piața muncii, la inflație, ce se întâmplă de asemenea cu rata dobânzii, întrucât inflația și rata de dobândă sunt corelate, dar de asemenea și creșterea economică. Despre aceștia patru vom încerca să discutăm mai pe larg în webinarul de astăzi. Deocamdată ce aș vrea să vă arăt, până a trece în detalii despre fiecare indicator în parte și ce ne arată, aș vrea să vă arăt un calendar economic foarte folosit de clienții noștri, să spunem, care ne ajută să obținem mai multe date, să nu stăm să căutăm aiurea pe internet ce avem nevoie, le găsim pe Forex Factory. O să-l deschid și eu imediat, forexfactory.com. E un calendar macroeconomic complet. Imediat sper să se încarce pagina asta și vă arăt imediat cam despre ce este vorba. Ok, el se prezintă sub această formă. Cel mai indicat ar fi să-l dăm pe modul de calendar. Unde avem luna împărțită, să apară imediat, avem luna împărțită pe săptămâni și pe fiecare zi din săptămână ne sunt prezentate cele mai importante date macroeconomice, cei mai importanti indicatori. Și calendarul ăsta este împărțit. Avem o dată data la care apare indicatorul respectiv, avem ora la care este publicat, ce monedă influențează, de exemplu, avem aici declarația de politică monetară pentru Japonia. Impactul pe care indicatorul are, iar impactul, vedeți, aici avem culori diferite. Roșu înseamnă cel mai important, va acționa destul de, vom vedea o reacție destul de importantă în piețe, pe urmă portocaliu, galben, verde, un impact mai scăzut, alb, nici atât. Avem apoi denumirea indicatorului pentru a vedea pur și simplu din ce domeniu, să spunem, din ce sector este luat. Iar în cazul în care dorim să aflăm mai multe despre indicatorul respectiv, avem aici un dosar, un open detail, pe care dacă dăm un click, ne apar datele detaliate despre indicator. Cine îl publică, ce măsoară, care este de obicei acest efectul pe care îl are indicatorul, cam la ce perioadă de timp se publică și mai ales de ce este important pentru traderi. În partea dreaptă aici mai avem și o scurtă istorie, să spunem, o statistică a acestui indicator pentru lunile anterioare. Să putem să vedem exact cât a fost în luna trecută, cât estimează economiștii, analiștii că se va publica, ce date estimează că se vor publica luna aceasta și datele publicate concret. De ce sunt importante până la urmă aceste trei date, previous, forecast și actual? Mă ajută pe mine să văd care va fi influența lui asupra pieței, asupra ceea ce eu tranzacționez. De exemplu, haideți să vorbim puțin despre non-farm payrolls. Este cel mai, să nu spunem cel mai important, este unul dintre indicatorii importanți de pe piața muncii americană.
El se publică în prima zi de vineri a fiecărei luni. Pentru România se publică la ora 3 și jumătate. Avem aici un exemplu din 2009, în care ceea ce a fost în luna trecută, adică în mai 2009, nu în iunie, în mai valoarea a fost undeva de minus 504.000 de noi locuri de muncă. Da? Se prognosta o valoare în scădere, dar puțin mai mare decât luna trecută, iar vedeți și dumneavoastră cifra publicată. Care sunt legăturile între aceste date? Pur și simplu, haideți să ne uităm aici, ce este cu, să luăm exemplul ăsta pentru indicatorul de astăzi de la ora 10. Ce avem aici, 48,6 indică, 7 indică o creștere față de luna trecută, dar o creștere care a depășit și estimările analiștilor. Asta înseamnă că economia respectivă, că sectorul manufacturier de pe zona euro merge bine, se îndreaptă cât de cât spre o pantă ascendentă. Ar fi trebuit să vedem pentru luna decembrie, aici e o dată istorică, ar fi trebuit să vedem o apreciere pe euro, cât de cât, să influențeze moneda unică. Okay. Aici este pur și simplu exemplu practic. Ce s-a întâmplat pe grafic în momentul în care am avut publicat non-farm payrolls-ul pe America în 2009. După cum vedem, datele au fost într-adevăr mult mai bune decât ceea ce s-a previzionat, ce s-a prognozat, dar și față de luna trecută, însă în scădere. Locurile de muncă nou create în economia americană au fost în scădere. Automat, sectorul muncii, piața muncii, nu merge așa cum trebuie, nu este în direcția corectă. Iar, să spunem, reacția la care ne-am fi așteptat ar fi o scădere, o depreciere, ceea ce și s-a întâmplat pe euro-dolar, după cum putem să observăm aici. Să trecem puțin să vorbim despre ceilalți patru indicatori pe care spuneam mai înainte. Haideți să începem cu inflația. Inflația ce reprezintă de fapt și de drept? Este o modificare a prețurilor, o apreciere sau o, de fapt și de drept o apreciere a monedei sau o depreciere a acestuia ce influențează consumul populației. S-ar putea ca la un moment dat, dacă avem o inflație în creștere, moneda noastră să nu mai aibă aceeași valoare. Iar eu ca și cumpărător sau ca agent economic în cadrul unei economii să pot să cumpăr cu aceeași sumă de bani mai puține bunuri decât în perioada anterioară. Și automat nu este bine pentru mine și pentru economie. Inflația e, să spunem, strâns legată de ceea ce se întâmplă cu politica monetară a băncii centrale. Dacă am o inflație în creștere, peste așteptările mele, s-ar putea ca pe un termen mai scurt sau mai lung de timp să văd o apreciere a monedei naționale, iar investitorii se vor reorienta, să spunem, către o creștere a dobânzii, vor miza pe o creștere a ratelor de dobândă. Avem doi indicatori care măsoară inflația, la care ar trebui să fim cât de cât atenți, și anume Consumer Price Index, care este prețurile, schimbarea, modificarea prețurilor consumatorilor, da? Și Producer Price Index, ceea ce se întâmplă cu prețurile producătorilor, la nivel de producător. Indicatorii aceștia, de obicei, o să-i vedem publicați cam pe la mijlocul fiecărei luni, 14-15 în fiecare lună. De obicei, nu au un impact foarte puternic pe piață, nu o să vedem o reacție foarte mare. De ce? Pentru că
piața deja înglobează anumite așteptări. Eu urmăresc ceea ce îmi arată Banca Centrală, ceea ce spune Banca Centrală, mai văd ce se întâmplă în economie și deja cam știu la ce să mă aștept în momentul publicării inflației. Ei sunt foarte importanți pentru că, așa cum spuneam, inflația este corelată cu dobânda de referință în ceea ce privește o monedă națională. În funcție de cum evoluează inflația, va evolua și rata de dobândă. Că tot vorbeam de rata de dobândă. În momentul în care aceasta crește, s-ar putea ca investitorii mei să se gândească că vor obține un randament mult mai bun dacă își plasează depozite în monedă, de exemplu în lei. Crește dobânda la lei, automat ca și investitor și nu numai, ca și consumator. Voi fi tentat să pun bani într-un depozit. De obicei, aceste anunțuri de politică monetară au și ele un calendar, să spunem, în care sunt publicate. Fiecare guvernator al băncii iese și anunță ceea ce s-a discutat și la ce decizie s-a ajuns. În Statele Unite, după cum vedeți, o să avem anunțuri de politică monetară cam de 8 ori pe an. Pentru zona euro, o să le vedem în fiecare primă zi de joi a lunii respective. În Marea Britanie ceva mai mult decât în Statele Unite, cam în fiecare lună, undeva pe data de 10. Așa, iar în Japonia, de mai multe ori, de 14 ori pe an, ei au o situație mai specială. Câțiva dintre dumneavoastră poate știu. Avem o rată de politică monetară în Japonia de aproximativ 0%, tocmai pentru a ajuta economia. Ei oricum se află într-un impas, să spunem, și au nevoie de susținere. Imediat cum avem aceste anunțuri de politică monetară, cum ele sunt publicate, clar vom avea și o declarație de presă, fie a guvernatorului, fie a viceguvernatorului. Și de multe ori declarațiile astea sunt mult mai importante decât ceea ce se decide. Pentru că, așa cum spuneam și cu privire la inflație, piața mea s-ar putea să deja să se fi așezat, să se fi aliniat, să fi înglobat acele date, să se aștepte oarecum la acea decizie. Iar în timpul declarațiilor, în timpul declarației de presă, diferiți jurnaliști vin cu întrebări care pot fi abordate în mai multe moduri și interpretate altfel, în funcție de răspunsul care vine din partea guvernatorului. Piețele pot avea o reacție pozitivă sau, dimpotrivă, una negativă. Tot un exemplu pe euro-dolar, de această dată vedem o apreciere pentru euro în fața dolarului, asta înseamnă o reducere a ratei de dobândă de politică monetară pe zona euro la acel moment. E un grafic de 15 minute. Vedem clar o apreciere a monedei unice. Mergem în continuare către creșterea economică. Iarăși unul dintre indicatorii macro foarte importanți și de bază în momentul în care ne ocupăm de analiza fundamentală. Ce face această creștere economică? Comensurează activitatea dintr-o țară. Face o imagine de ansamblu a ceea ce se întâmplă în economia respectivă. Strâng datele din toate sectoarele pe care le am la nivelul acelei economii, le pun la un loc, iar, așa cum am spus mai devreme, institutele de statistică din fiecare țară îmi vor furniza niște rezultate, care îmi vor spune că economia este pe creștere, merge către ceva bun sau, dimpotrivă, se îndreaptă pe o pantă descendentă. De obicei, o să vedem aceste date, PIB-ul,
mai bine spus, produsul intern brut publicat cam, să spunem, cu o frecvență trimestrială. Se încheie primul trimestru dintr-un an, să nu ne așteptăm că imediat ce se încheie primul trimestru vom avea și date cu privire la ceea ce s-a produs în economie în acele 3 luni. Nu. De obicei, aceste date apar cam la 30 de zile, la o lună după ce se încheie trimestru asupra căruia se face analiza. De aceea avem și 3 date de publicare. Avem Advanced, Preliminary și Final pentru PIB. Avem aici tot un exemplu, dacă nu mă înșel, este pe America, pentru ianuarie 2009, mă scuzați. Avem ceea ce advansul sau precedentul de minus 0,5%, cât s-a prognozat sau preliminării, minus 5,4% și cifra finală, minus 3,8%. Advansul, așa cum spuneam, de obicei iese după 30 de zile după ce se încheie acel trimestru. Preliminarii apare cam la, să spunem, o lună și jumătate, maxim 2, adică am încheiat primul trimestru, sunt în a doua lună a trimestrului 2, atunci voi avea datele pentru preliminari, iar spre, să spunem, jumătatea finală trimestrului 3 voi avea datele concrete pentru trimestrul 1, care deja s-a încheiat de ceva vreme, pentru PIB. Un exemplu concret ca să vedem cum a influențat PIB-ul, perechea euro-dolar. Vedem aici o apreciere a euro în fața dolarului înainte de publicare, dar apoi cursul ia în jos. Asta semnalează mie că PIB-ul publicat pe America a fost în regulă, a fost peste așteptările pieței, automat apreciere pentru dolar. Ok. V-aș propune în continuare să discutăm puțin despre corelațiile care există pe aceste piețe între ceea ce se tranzacționează, de exemplu între indice, între monedă, cum influențează fiecare în parte, economia și cursul mai ales. Vorbim puțin de corelații de piață. O să încercăm să le atingem pe toate, sunt cam cele mai importante exemple de corelații care pot apărea, de exemplu între un indice al unei burse și alt indice de pe altă bursă, de exemplu America, indicele Dow Jones corelat, eu știu, cu indicele bursei din Germania. O altă corelație ar fi moneda. O anumită monedă influențează ceea ce se întâmplă în tranzacționare sau în piețe cu alte perechi valutare. Mai avem apoi indice monedă, monedă mărfuri și indice mărfuri. O să încercăm să le parcurgem pe toate. Vorbim acum de corelație între 2 indici bursieri. După cum cred că mai știți sau ați mai auzit, Piața americană este cam cea mai importantă la nivel mondial la ora actuală și nu numai, a fost și este în continuare. Iar evoluția și prognozele cu privire la ceea ce se întâmplă în piața americană vor avea întotdeauna o mare influență asupra funcționării celorlalte piețe bursiere. Ca să spunem așa, e un barometru al întregii piețe mondiale și asta datorită fenomenului de globalizare. La momentul în care vom avea niște mișcări, să spunem, bruște pe piața americană, acestea vor avea efect și pe ceea ce se întâmplă în Europa și pe ceea ce se întâmplă în Asia. Un dezavantaj al, să spunem, al acestui fapt ar fi lipsa lichidității. Dacă avem o influență foarte mare din partea pieței americane, cu cât o piață este mai puțin lichidă, cu atât influențele alea se vor simți și mai mult. Vor influența mult mai mult. Și am aici un exemplu
Dow Jones-ul de care vă spuneam, indicele bursieri de pe America, împreună cu DAX-ul, indicele bursei din Germania. Și o să vedem imediat ce s-a întâmplat. Sunt două grafice daily, unul pentru US30, pentru Dow Jones, celălalt pentru DAX. Atât Statele Unite cât și Germania sunt două economii. Germania, după cum știm, cea mai mare economie a Europei. Statele Unite, una din cele mai mari economii ale lumii și economia, până la urmă, la care se uită toată lumea în momentul în care vor să vadă o evoluție pe plan mondial. Vedem aici o scădere pe Dow Jones. Aceeași scădere puțin mai abruptă, să spunem, pe DAX. O corecție din partea indicelui american, aceeași corecție și pe indicele pieței germane. La fel, am putea spune că sunt oarecum trase la indigo aceste mișcări. Asta înseamnă că cele două sunt destul de intens corelate. Un alt exemplu ar fi ceea ce s-a întâmplat cu Dow Jones-ul și cu indicele bursei din Polonia. Iarăși, Polonia, să spunem, țară în curs de dezvoltare, America. În momentul în care am avut aceeași scădere pe Dow Jones, ca în exemplu trecut, s-a resimțit, să spunem, și pe piața poloneză. Au fost probabil date din piață care au influențat lucrul ăsta. Iarăși avem cam aceeași evoluție și din partea indicelui polonez, în partea de jos a ecranului. Să vorbim puțin despre ceea ce se întâmplă cu moneda, în momentul în care am o corelație între două monede. Dacă am o apreciere sau, dimpotrivă, o depreciere a cursului pentru o pereche valutară, să spunem, de exemplu, euro-dolar, de cele mai multe ori o să vedem aceeași reacție pe perechile valutare din care cele două monede fac parte. O să puteți să observați acest lucru pe, mai ales, am spus aur de euro-dolar. O să puteți să observați același lucru pe GBP/USD, pe liră cu dolar american, poate pe dolar american cu yenul japonez și așa mai departe. Avem aici un exemplu, să spunem, practic de corelația lirei. Ce se întâmplă cu cursul dintre lira dolar și dolar australian, dolar american. Cred că observați sus avem graficul pentru lira dolar, jos graficul pentru dolar australian în corelație cu dolarul american. În momentul în care am avut scădere pe prima pereche, da? O apreciere a dolarului în fața lirei, aceeași scădere o vedem și pe cea de-a doua pereche, însă puțin mai abrupt, ceva mai abrupt decât acea depreciere a cursului pentru liră-dolar, urmată de o creștere, după cum vedem aici, aceeași creștere și pe AUD/USD, iarăși într-un ritm ceva mai alert, da? Apoi iarăși o scădere. Până la urmă trebuie să ținem cont și de, să spunem, de starea economiei și la ce nivel se află cele două economii și în momentul în care analizăm aceste perechi valutare, nu? Cât de corelate sunt ele între ele. Okay. Avem un alt exemplu, euro cu coroana cehă, euro cu slotul polonez. Să vedem ce se întâmplă. Sus avem graficul pentru euro și coroana cehă, jos pentru euro și slotul polonez.
Avem exact aceeași creștere pe amândouă, la fel corelate, o apreciere întâi și întâi a euro în fața ambelor monede, asta s-a văzut clar pe cele două grafice, o depreciere poate ceva mai mare, mai adâncă a coroanei, a euro în fața coroanei cehe, față de slot în fața euro, după cum putem să vedem, aceeași creștere în continuare în favoarea euro, pe care o scădere mai pronunțată în cazul primei monede, ceva mai lină, mai blândă pentru cea de-a doua. Iar în continuare, ce vedem aici e oarecum o zonă de un dreptunghi, o zonă de acumulare, zonă de indecizie a pieței. Probabil ceea ce am avut, știrile pe care le-am avut de pe zona macroeconomică din amândouă țările s-au compensat într-un fel. Nu au fost foarte importante ca să aibă un efect prea mare asupra celor două monede. A rămas oarecum în expectativă, în așteptare. O altă corelație despre care putem vorbi este legătura dintre un indice bursier și o monedă, moneda țării respective. Indicele, să spunem, de pe America împreună cu dolarul american. Ce se întâmplă cu această corelație, cu această legătură? Este de obicei în două direcții. Dacă am, să spunem, o intrare de capital, de bani străini pe o anumită piață de acțiuni, acest lucru determină achiziționarea monedei respective. Clar, o cerere ridicată de monedă va duce la aprecierea cursului, iar de obicei această apreciere a cursului duce și la creșterea indicelui, la creșterea cotației bursiere pentru indicele respectiv. În cazul celălalt, în cel de-al doilea caz, outflow-urile, ieșirile de capital străin de pe o anumită piață, clar vor ajunge să ducă la o vânzare a monedei respective după ce se închide piața de capital, după ce închid pozițiile pe care le-am acolo deschise. Vânzarea monedei respective duce la deprecierea monedei și automat, ca și în cazul de mai sus, la o scădere a indicelui respectiv. Această corelație, această legătură se poate vedea foarte bine în țările emergente, în economiile emergente. Da? Poate vă întrebați și de ce. Haideți să luăm exemplul Chinei. Da? E poate cea mai mare economie a lumii, dar e o economie emergentă la ora actuală. Investițiile, cât avem investiții mai mari, nu? În piața de capital chineză, vom vedea o apreciere a monedei, a yuanului. E o situație mai specială acolo, să spunem, întrucât nici ei nu permit o apreciere foarte mare a monedei. Dar vom vedea cu siguranță pe indici creșteri destul de importante. Dacă, din potrivă, investitorii mei se retrag din cauza faptului că economia chineză nu merge, nu funcționează așa cum trebuie, vom vedea o depreciere și o scădere a indicelor, fie din Shanghai, fie din Hong Kong. Haideți să vedem și câteva exemple. Am luat aici perechea valutară dolar american împreună cu slotul polonez și indicele bursier din Polonia. Să vedem ce s-a întâmplat. Sus avem dolar cu slot polonez, jos avem graficul pentru indice. După cum se poate observa, e o relație inversă. Da? Am o apreciere a dolarului fața slotului polonez, am o scădere pentru indicele bursier al Poloniei. Da? Urmează apoi o mică, să spunem, apreciere a slotului polonez, crește și indicele bursier. Această apreciere înseamnă că investitorii și-au recăpătat cât de cât încrederea în moneda respectivă. Asta înseamnă că piața de capital va începe să funcționeze, vor fi mai multe
ordine de, să spunem, cumpărare pentru acțiuni poloneze. Totul merge, ar trebui să meargă așa cum trebuie. În continuare, iarăși o apreciere a dolarului, scăderea indicelui bursier polonez, deprecierea dolarului sau aprecierea zlotului polonez, creștere pentru indice. Încă o dată, sunt invers corelate aceste două lucruri. Se poate observa aici mai în detaliu ceea ce se întâmplă dacă nu mă înșel, e luat chiar această parte de aici. Ce se întâmplă pur și simplu în momentul în care se depreciază dolarul, creștere foarte mare pe indice, o creștere a dolarului, o scădere pe indice și așa mai departe. E puțin mai în detaliu, să spunem. O altă relație ar fi cea dintre moneda unei țări și mărfuri. Poate că știți că majoritatea mărfurilor tranzacționate la ora actuală se cotează în dolari. E de preferat să coteze în dolari. Lucru foarte, foarte important. De ce? Pentru că deprecierea dolarului, în momentul în care se întâmplă acest lucru, va duce la scăderea puterii de cumpărare. Cumpărând mai puțin, să spunem, mai puține bunuri cu aceeași cantitate de dolari, prețul mărfurilor va crește. Iarăși o relație inversă, am putea să spunem, între ceea ce se întâmplă cu o monedă și marfa în care cotează. Să avem aici, de exemplu, euro-dolarul împreună cu petrolul. Și putem observa ceea ce se întâmplă. Sus graficul parității respective, jos un grafic pentru petrol pe o perioadă de o zi. Avem o apreciere, da? a cursului dolarului pe ziua respectivă, o depreciere pentru petrol. O scurtă apreciere a euro în fața dolarului, vedem aceeași mișcare pe petrol. Iarăși urmează o scădere. La fel marfa, să spunem, îi urmează cursul monedei. Ce am mai putea să vorbim? Am putea să vorbim puțin despre ce se întâmplă între perechea valutară euro-dolar și aur. Da? Observăm aici, la fel, graficul pentru marfă este în partea de jos a ecranului. Apreciere pentru dolar. Suntem aici undeva prin 5 noiembrie. Da? Dacă nu mă înșel. Așa. Observăm aici o depreciere pentru aur, o scădere pe cursul aurului, o creștere pe euro-dolar, da? O apreciere a monedei unice în fața dolarului, atunci prețul pentru aur crește și el. În continuare sunt corelat între ele. E cât de cât foarte important să avem acest lucru în minte. De ce? Pentru că aurul de fapt și de drept e cam cea mai potrivită metodă, să spunem, de protejare împotriva inflației, împotriva aprecierii și creșterii prețurilor. Pentru că acea cantitate de aur nu se schimbă dacă în cazul în care o deținem sau există acolo și prețul întotdeauna va fi destul de ridicat, fiind și între cele mai folosite mărfuri în diferite industrii, se poate ține cont și de acest lucru.
Despre ce am mai putea să vorbim la capitolul corelații? Mai avem ceea ce se întâmplă între indicele bursier al unei țări și mărfuri. Ok, deci e importantă până la urmă corelarea asta între indice bursier și marfă. Pentru că asta depinde și de stadiul, de starea în care se află economia. De multe ori am observat că există o relație inversă, de inversă proporționalitate. Dacă avem investiții în scădere, da, în randament în scădere pe piața de capital, către ce se vor reorienta investitorii vor fi mărfurile. Iar prețul lor, fiind automat fiind creșterea, de ce, fiind cererea foarte mare, prețul mărfurilor va crește. De exemplu, putea să ne gândim la ceea ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat, mai bine spus, în urmă cu ceva timp cu petrolul, da? Când creșterea prețului pentru petrol a fost un semnal bun pentru economiile lumii. Asta înseamnă că se producea la nivel mondial, că exista cerere pentru petrol. Dacă nu s-ar fi produs, dacă poate economia ar fi stagnat, nu am fi văzut acea creștere în prețul lui. Ca și exemplu, am luat ceea ce se întâmplă între indicele bursier american și prețul petrolului. De data aceasta, pe un grafic de o săptămână, un grafic weekly, putem să vedem o creștere pe indicele bursier. Asta înseamnă că piața de capital americană merge bine, economia americană funcționează așa cum trebuie. Vedem o creștere nu chiar atât de pronunțată pe petrol. Avem aici întâi o zonă oarecum de, să spunem, neîncredere, liniște în piață, investitorii așteptau să vadă ce se mai întâmplă pe piața de capital, apoi creșterea respectivă. Iarăși, piața de capital americană merge prost, este în scădere, poate acțiunile marilor companii nu mai sunt atât de bine cotate datorită a ceea ce se întâmplă în economie, vedem o scădere pe Dow Jones. Aceea scădere de data asta și mai abruptă pe petrol. Da, pentru că, așa cum am spus și mai devreme, dacă economia nu merge bine, dacă nu se produce în economia respectivă, o să vedem o depreciere în prețul pentru petrol. Și nu numai. Pentru orice marfă care e folosită în procesul de producție, până la urmă, că despre ce am mai putea să vorbim, ce se întâmplă cu Dow Jones-ul și ce se întâmplă cu aurul, cele două în corelație. Putem să observăm aici. Avem iarăși cele două grafice, de data aceasta pe daily, pe o perioadă de o zi, dacă nu mă înșel. Scădere pe indicele bursier american. Vom vedea o scădere și pe aur. O creștere mă refer la creșterea de aici, o creștere ceva mai pronunțată pe marfă, iar scădere același trend, să spunem, și în cazul mărfii. Ok. Cam astea ar fi, să spunem, ceea ce se întâmplă la nivel de corelații pe partea fundamentală, pe partea macroeconomică. M-aș mai trece puțin în revistă despre ceea ce am vorbit astăzi. Una la mână, nu uitați, în cazul în care mai aveți nevoie vreodată de, eu știu, date din domeniul economic, din domeniul macroeconomic, de acest calendar foarte folosit. O să vedeți aici tot ce aveți nevoie. Important e să știți cum să căutați până la urmă, de ce indicator aveți nevoie, din ce sector. De exemplu, o să avem mâine sumarul întâlnirii de politică monetară din
din Marea Britanie. Asta înseamnă că vorbim despre politica monetară, despre ceea ce se întâmplă în zona monetară pentru țara respectivă. La ce putem să mai fim atenți? Un pending home sales, asta este pe sectorul imobiliar din America. Ceea ce se preconizează că se va vânzările de case din sectorul imobiliar. Ok. Iarăși nu uitați cei patru indicatori importanți de care vă vorbeam, cei patru care ne ajută pe noi în stabilirea direcției unei economii. Și o să-i mai trec încă o dată în revistă, și anume piața muncii, inflația, rata de dobândă și creșterea economică, mai ales legătura dintre inflație și rata de dobândă. Creșterea economică, ce se referă în primul și în primul rând la PIB, la ceea ce se produce în economia respectivă, la cât se consumă, atât din punct de vedere guvernamental, dar și din punct de vedere al sectorului privat, consumului public. Da? Și piața muncii, care ne arată în ce direcție merge acest sector. Foarte important pentru piața muncii, rata șomajului, nu? Ca o rata șomajului în scădere, asta îmi indică o perioadă bună pentru sectorul acesta, asta înseamnă vești bune pentru întreaga economie. Din potrivă, rata șomajului în scădere, nu voi avea prea mult de câștigat. Aș aștepta acum întrebările dumneavoastră, dacă există, poate mai doriți să mai discutăm despre altceva, alți indicatori care, să spunem, ar părea importanți sau de ce v-ați mai lovit dumneavoastră în momentul în care ați încercat să tranzacționați, să spunem. Ok, dacă nu sunt întrebări sau poate la momentul ăsta nu știți exact ce să întrebați, putem să stăm de vorbă oricând. Puteți să-mi dați un mail pe adresa mea alexandra.tichim@xtb.ro. Poate vă putem furniza mai multe informații și cu privire la această parte de analiză fundamentală, la ce putem să facem mai mult. Urmăriți în continuare webinariile noastre, nu numai pe partea de analiză fundamentală, dar și pe partea de analiză tehnică. Un lucru aș vrea să menționez aici, pentru cele două tipuri de analiză, ca și trader, e destul de bine să încercăm să le combinăm. Să nu folosim doar, eu știu, analiză fundamentală în tranzacționare sau doar analiză tehnică. Până la urmă, procentul în care le folosim depinde și de noi, de cum ne simțim mai confortabil. Poate unii dintre dumneavoastră preferă să aștepte semnale din partea analizei tehnice și să observe mai bine ceea ce se întâmplă pe grafic. Poate alții sunt mai mult atenți la știrile din economie, la știrile de la nivel global și interpretează piața mult mai bine așa și tranzacționează. Nu pot să zic că există o rețetă perfectă, fiecare până la urmă își face acest amestec, ca să zic așa, această soluție, găsește o soluție optimă. Ok, dacă nu mai sunt întrebări, cum spuneam, cred că putem să ne oprim aici cu acest webinar. Sper să mă fi făcut cât de cât înțeleasă și să fi lămurit anumite aspecte de bază cu privire la ce înseamnă analiza fundamentală, cum putem să o folosim, care sunt corelațiile care apar, care sunt cele mai des întâlnite corelații
și de unde de asemenea putem să ne luăm mai multe date cu privire la ceea ce se întâmplă într-o economie. Nu-mi rămâne decât să vă urez o seară plăcută în continuare și să sperăm că ne vom mai auzi cu ocazia altor webinarii.